Sfârșit cumplit pentru un bărbat de 75 de ani din localitatea Cucorâni, comuna Mihai Eminescu. Acesta a murit în chinuri groaznice, ars de viu în propria locuință. Una dintre ipoteze ar fi că acesta a dormit cu țigara în mână, iar scrumul căzut ar fi aprins așternuturile. Vecinii spun că în ultima perioadă bătrânul căzuse în patima alcoolului după ce în urmă cu câteva luni soția sa s-a prăpădit. Moartea soției l-ar fi dărâmat, acesta fiind tot mai abătut. Are o singură fată. Și are un nepot, dar este aici, din nepotul lui. Da, stătea singur, nu? Da, se locuia singur acum. Da. Cine a sunat? Am înțeles un vecin de alături. El pe un s-a dat pe băut, a început a fuma, cât era nevasta, nu mai zânea din scurt, așa, el a fost liber. Vine ai placări, mai luau ceorachiu, mai lua acasă, vine aici. Are nepot, pui nepot. Nepot, să aici amândoi, dar poți ce spui. S-a întâmplat astăzi? Nu, cum și eu am auzit așa târziu. Ca de casa la bucătar. E de un picior. E... Tacul mică? Ba da, dar e ars. Dar la ce-a luat? Nu știu, că ce? Deci la țigară. La... A uitat că țigara a prinsă? Cred. Obișnuia să mai consumi și băut. Nu m-am mai consumat, da. Poți băut, a prins țigara și se zice... Un vecin a văzut că din casa acestuia iese fum și a solicitat ajutorul pompierilor militari. Ajunși de urgență la fața locului, aceștia au lichidat focul care ardea mocnit, însă nu au mai putut face nimic pentru bătrân. Am fost solicitat să intervenim la un incendiu produs la o casă de locuit. La locul evenimentului, incendiul se manifesta mocnit în bucătăria locuinței. În interior am găsit o victimă, proprietarul locuinței. Incendiul nu a pus probleme deosebite. Am intervenit fără nicio problemă. Pompierii vor face cercetări pentru a afla cu exactitate de la ce a izbucnit incendiul.